Bună seara tuturor, bine ați venit pe canalul Apologetica Creștinismului Pur. Bună Sunt seara la Vasile Sambor. toată Sunt Vasile Sambor și în seara aceasta am onoarea să stau de vorbă cu un invitat care este cu adevărat special. Este vorba despre domnul profesor dr. Dumitru Constantin Dulcan, un om foarte cunoscut și apreciat pentru contribuțiile sale în domeniul medicinei și al filozofiei. Domnul profesor Dulcan are dubla specializare în neurologie și psihiatrie și două doctorate în medicină și științele medicale. A fost profesor universitar și șef de catedră la două universități de prestigiu din București. Este deținătorul a patru brevete de invenții de uz medical. A publicat peste 300 de studii științifice care au fost comunicate la congrese și simpozioane naționale și internaționale. Domnul profesor Dulcan este și un filozof respectat, cunoscut în special pentru cărțile sale cu conținut eseistic și filozofic, precum celebra carte Inteligența Materiei, publicată în 1981 și care a fost bestseller, apoi Somnul Rațiunii, Creierul și Mintea Universului, Mintea de Dincolo, unde tratează subiectul morții clinice și multe alte cărți pe care le-am pus mai jos în descriere, dacă vreți să le verificați. Dacă ar fi să-i parcurg toată biografia, cred că nu am mai avea timp să discutăm despre subiectul din seara aceasta. Așa că mă opresc aici și vă las pe voi să vă uitați în descriere unde am pus linkul cu toată biografia. Domnule profesor, vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației mele și mă bucur foarte mult să vă am în acest live. Bine Și ați eu venit! mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc. În seara aceasta vom discuta în mod special despre moartea clinică, dar vom atinge și subiecte precum creierul, sufletul, conștiința, iertarea și altele. Dar înainte să intrăm în subiectul acesta, aș vrea să ne spuneți un pic despre istoria dumneavoastră. Știm că ați studiat mult medicina, dar cum ați ajuns să fiți interesat și atras de partea aceasta filozofică, spirituală a lucrurilor? E foarte simplu. Eu am fost un student foarte atent în toți anii de studii pentru că m-am dus la facultate din curiozitatea de a ști. Deci nu era o obligație, ci din potrivă, o dorință arzântă de a ști. Ei bine, în explicațiile profesorilor vedeam adeseori unele contradicții, fie că era de la an la an, fie de la un curs la altul și lucrul ăsta îmi dădea de gândit. Adică medicina nu este o știință exactă, e nevoie de interpretări diferite. Sigur că în toate domeniile de cunoaștere sunt și contradicții, dar lucrurile alea pe mine mă nemulțumeau și am spus că la vremea aia, vă imaginați, când făceam vreo studiile, nu ți era permis ca student să contrazici profesorul, dispărea imediat din facultate. I-am intrat la facultate între 56-62 și erau vremurile care le știți foarte bine. Dar mi-am propus ca în momentul în care termin medicina să mă ocup de toate aceste lucruri care mă mulțumeau. De pildă, vă dau un exemplu. Zice, viața apare în supa primordială, este trecerea de la neviu la viu și întrebarea mea era dacă inițial pământul, când s-a răcit, era o substanță anorganică, cum se transformă în substanță organică? Mi se părea că între inert și viu trebuie să intervine ceva. În clipa de față, lucrul ăsta se discută foarte insistent. Dar la vremea aia mi-am pus întrebarea singur. Nimeni nu vrea să răspundă întrebarea cum dintr-o substanță anorganică, deci moartă, inertă, se transformă în substanță vie, organică. Ei, când am scris eu, am înțeles atunci că în această ecuație de trecere de la inert la viu, dacă nu intervine o inteligență, acest lucru nu se poate întâmpla. Deci, o intenție. Ei, această intenție a devenit ulterior inteligența materiei. Și așa am început să scriu, ocupându-mă de toate acele lucruri care mie mi se păreau că nu răspund, cel puțin în acord cu ceea ce gândeam eu despre lucruri. Și asta m-a determinat la un moment dat să scriu. Sigur că întâi am dorit să mă informez. Eu nu mi-am consumat viața în mod, așa să spun, zadarnic, n-am avut nici timp, nici dispoziții spre distracții ieftine, ci toată viața mea am citit, am studiat cu creion în mână mii și mii de pagini, altfel n-aș fi scris. Deci Da. asta pe scurt. Mulțumesc pentru această scurtă parcurgere. Acum, sunt curios cum ați intrat prima dată în contact cu subiectul morții clinice. Ce v-a atras să scrieți chiar o carte despre acest subiect? O, asta era în 1976. Raymond Moody scrisese Life After Life
Și la început n-a fost cartea, n-a apărut la noi, ci am ascultat o, erau niște imprimări pe acele mici casete și am ascultat caseta, un rezumat al cărții lui Moody, Viața după viață. Și lucrul ăsta mi s-a părut extraordinar. Imaginați-vă că la vremea respectivă noi nu știam decât ce spunea religia. Trăiești, mori, te duci, încerci, cine crede, crede, cine nu crede, nu crede. Ideea era că apărea dintr-o dată un om care era om de știință, Mundie deja a început să scrie când terminase filozofia și a început studiul medicinii și ulterior a devenit și psihiatru, și era o modalitate științifică de abordare. Adică era cu algoritm, era un mod care dădea posibilitatea să instrumentezi ceea ce el numea o moarte clinică, denumirea îi aparținea. Și asta m-a terminat să studiez, pe urmă, bineînțeles, că au apărut și alte lucrări, am citit mii și mii de pagini pe domeniul ăsta și mi s-a părut extrem de interesant. Să vă spun de ce mi s-a părut interesant. Sigur că da, fiindcă se vorbește despre o altă dimensiune și noi ca materialiști, sau cel puțin o parte din știință, vrea să fie materialistă, nu admit că există altceva dincolo de materie, o altă dimensiune pe care studiile morții clinice o indicau ca fiind o dimensiune spirituală. Ei bine, după ce am început să citesc și am văzut că ea este studiată și la modul științific, poate și discutăm corelatele științifice ale morții clinice, pentru că asta este foarte important, tocmai pentru că este comentată. Materialiștii spun nu poate să existe altceva dincolo de ființa fizică, ori nu e adevărat. Noi nu suntem o ființă fizică pură, suntem o ființă spirituală, suntem creația unui spirit. Suntem un corp fizic care este dotat cu un spirit. Acest spirit este această, dacă vreți, în experiența morții clinice, de fapt este o transcendere a conștiinței, cu întreaga noastră informație acumulată de-a lungul vieții, într-o altă dimensiune. Care altă dimensiune poate să fie decât cea pe care o descriu cei care au avut moarte clinică și îi spun o dimensiune spirituală? Ei bine, studiul arăta că se întâmplă niște lucruri. Primul lucru, traversau un tunel, acolo se întâlneau cu ființe de lumină, fiecare în funcție de religie și de cultura lui o numeau, fie că spuneau că s-au întâlnit cu Dumnezeu, cu Iisus sau la alții, alte etnie, alte culturi puteau să folosească denumirile specifice lor. Important era următorul lucru, că aveau în față un film retrospectiv cu tot ceea ce s-a întâmplat și lucrul ăsta mi s-a părut extraordinar de important, pentru că în ființa celui care era dincolo, evident că o entitate pur energetică, nu fizică, el vedea tot ce a făcut bun în viața lui, dar mai ales și acele conflicte, mici răutăți, mai mari sau mai mici răutăți pe care le-a făcut față de alte ființe, care interesante, le vedeai în sine, în interiorul tău. Și lucrul ăsta mi se părea că era extraordinar, adică cumva tot ceea ce facem aici există dincolo un răspuns al lor, pozitiv sau negativ, te rog, oprește. Așa. Deci, al doilea lucru. Se vindecau boli pe care în viața asta, fizică, nu se puteau vindeca. Iată, Anita Morjan își vindecă un cancer limfatic. Ibn Alexander, neurochirurg, studii la Harvard, are o comă de o săptămână întreagă și iese din comă, din creierul lui în timp de o săptămână a plutit într-o masă de puroi. Ori, după astfel de suferință, era în mod obișnuit, era aproape imposibil, unul, să scap cu viață, în al doilea rând, să nu rămâi cu nicio sechelă. Ori acest om scrie deja două cărți foarte interesante. Acum trebuie să discutăm bine asta. Un om cu studii la Harvard, neurochirurg, care spune: cum aș putea eu să împac ceea ce am învățat la Harvard cu ceea ce am văzut dincolo, în experiența morții clinice? Lucrurile astea par foarte interesante. Vă dau un exemplu. În America se obișnuiește ca în fața unei boli, a unei rude, unei boli grele, incurabile, rudele și prietenii să se roage. Ce ne spune el despre acest lucru? Asta ca să înțelegeți că nu inventez nimic, ci pur și simplu traduc. El vede în timpul morții clinice, vede imaginea unor oameni care păreau să fie aplecați, deci într-o rugăciune.
și simțea că de acolo vine fluvii din câmpuri de energie și realizează că cineva se roagă pentru el și că se va însănătoși, ceea ce s-a și întâmplat. Deci, dintr-o comă, care durează o săptămână, când creierul plutește într-o masă de puroi, să te trezești și să ai o recuperare completă fără sechele, e un lucru rarisim. Asta mie îmi spune că există o dimensiune spirituală în care, iată, Anita Morjan, această indiancă, își vindecă un cancer limfatic de-a lungul unei săptămâni. Întâlnește efigia tatălui ei, care murise cu 10 ani înainte, și îi spune, te să te întorci înapoi și vei fi vindecată, ceea ce s-a și întâmplat. Un alt medic a avut un infarct cu o trombozare a celor trei artere coronare și se trezește, este moarte clinică și se trezește înapoi vindecat complet. Adică, nu e normal să ne întrebăm dacă oamenii ăștia pleacă dincolo cu niște boli grave și aici se întorc cu aceste boli vindecate într-un instantaneu, asta mie îmi spune că există două căi de vindecare a unei suferințe. Este calea medicinii clasice, pe care noi toți o învățăm și care se face într-un timp lent în funcție de caracteristica bolii, de timp, de posibilitățile medicale, etc. Dar că există și o dimensiune spirituală în care aceste boli, intervenția, dacă vreți, a unui factor de dincolo de noi, sigur, putem să spunem, e clar că este un factor divin, de vreme ce ei sunt primiți de o ființă de lumină și se petrec aceste lucruri. Aceste vindecări instantanee, spontane, deci sunt două maniere de vindecare. Una spontană prin dimensiunea spirituală sau divină și alta a medicinii clasice. Nu avem altă explicație cum un om se vindecă instantaneu de infarct. Anita Morjan de cancer hepatic. Ibn Alexander dintr-o comă în care creierul n-ar fi avut nicio șansă trezindu-se să trăiască sau dacă trăia cu sechele foarte grave, ori acest om revine complet, scrie trei cărți și începe să funcționeze normal, ceea ce ne ridică întrebarea unei realități de dincolo de noi. Mai discutăm altceva. Ce am înțeles eu de acolo? Unu, că există o dimensiune în care noi o transcendem în această dimensiune de dincolo, la nivelul unui corp fizic. Eu numesc asta spirit-suflet. De ce numesc asta? Este clar că este o inteligență în care se acumulează informația pe care acumulăm de-a lungul vieții, dar este în același timp și o entitate care întreține toată funcționalitatea noastră vegetativă. De aceea eu îmi permit să spun că ceea ce transcende din condiția noastră fizică, deci de aici, în condiția transcendentă spirituală, numesc această entitate suflet-spirit, pentru că unul este cel care mobilizează întreaga sau gestionează întreaga noastră funcționalitate vegetativă, în timp ce spiritul este de fapt conștiința noastră, este informația, este cumul de informație cu care plecăm de aici și care este foarte, foarte important. Dar, al doilea rând, rețineți, mulți dintre cei care au avut o moarte clinică au fost nevăzători și au fost studiați de profesori nevăzători din naștere. Ei bine, în timpul morții clinice au văzut tot ce s-a întâmplat în jurul lor. De unde știu lucrul ăsta? Pentru că i-au povestit ce au văzut în jurul lor. Cu ce ochi au văzut, dacă ochii lor anatomici nu mai erau funcționali? E clar, au văzut cu ochii spiritului. Dacă au văzut cu ochii spiritului, înseamnă că dincolo noi suntem o entitate în care avem multă existență, dar suntem conștienți de noi înșine. Vindecarea. Oamenii ăștia s-au întors spiritualizați, ceea ce spune formidabil. Sunt câteva lucruri care ne vorbește de o altă dimensiune. Este puțin lucru? Da, într-adevăr, acest subiect este foarte interesant și fascinant. Și chiar l-am ascultat pe Eben Alexander într-un interviu și am fost surprins de acest lucru, că cum a fost vindecat de acea tumoare sau puroiul acela la creier. Și totuși, cred că nu putem vorbi despre moarte fără să nu ne întrebăm și ce este viața. Așadar, prima mea întrebare din seara aceasta, pe care vreau să vă adresez, este următoarea. Ce este viața și de ce este ea specială? Viața este un sistem biologic dotat cu capacitatea de auto-întreținere, de autoreproducere și autoconservare. Finalitatea oricărui sistem biologic
este aceea autoconservării și autoreproducerii. Deci viața este un sistem în care structura corpului este funcțională cu sau fără conștiința individului. Trebuie să spun următorul lucru. Viața începe cu celula. Celula este inteligentă. Are întreaga ei funcționalitate, sunt relații de ordin strict inteligent. Ei bine, toate ființele vii sunt posesoare de conștiință, cum este ființa umană, noi, sau alte animale la care noi nu admitem că ar exista o conștiință, ci că ar fi numai instincte, dar celula acelui corp, să spunem, un câine, o pisică, celula aia, ea îndeplinește niște funcții care demonstrează existența unei inteligențe, chiar dacă pisica nu este conștientă. Dar ce nu este în conștiință? Avem 66 de funcții hepatice. Spunem noi ficatul cum să funcționeze? Nu. Funcționează singur. Asta înseamnă că există o viață vegetativă care se petrece la modul inconștient și asta numesc ceea ce anticii mai ales au numit suflet sau religiile. De fapt, sufletul este ceea ce numim suflet, de fapt, este funcția vegetativă. Este o entitate funcțională, sistemul nervos vegetativ. Noi nu ne ocupăm nici de stomac, cum să funcționeze, nici nimic, cum să bată. Toate lucrurile astea se petrec prin prezența inconștientului și dirijate la nivelul sistemului nervos vegetativ. Toate structurile noastre, toate viscerele, toate organele noastre sunt evident conectate cu sistemul nervos vegetativ și funcționează dincolo de voința noastră, ceea ce mi se pare un lucru colosal. Stăteam și mă întrebam, ne avem mai multe celule decât stele în galaxia noastră. O celulă are în jur de 10 la 20 de mii de reacții pe secundă. Dacă am mulțit cu cifra exponențială câte stele, câte celule sunt, ar fi imens. Vă imaginați, dacă noi am fi fost construiți conștienți de toată funcționalitatea noastră vegetativă, cu ce am fi încărcat creierul nostru? Ori există o inteligență, o logică în toată structura noastră. Îi se dă subconștientului funcția de gestionare a funcționalității noastre inconștiente. Noi funcționăm ca ființe raționale, ne ocupăm de viața socială, de ce se întâmplă, de toate lucrurile în jurul nostru, dar nu ne ocupăm și de complexitatea fantastică. Sunt sute de mii de reacții care se petrec pe secundă. Gândiți-vă următorul lucru. Dacă o celulă are în jur de 1 la 10 mii de reacții pe secundă, dacă avem zeci de mii de celule, câte stele în galaxie, așa la metaforii vorbind, în momentul în care noi vorbim și suntem coerenți, înseamnă că ceva din noi sincronizează toate aceste reacții și trimite creierului glucoză, trimite oxigen ca noi să putem judeca, trimite inimii de asemenea oxigen și sânge nutrienți ca să poată funcționa și așa mai departe. Deci funcționăm cu mintea, cu creierul, fără să ne ocupăm de ce se întâmplă în interiorul nostru. Ori asta îmi spune o chestie, se cheamă viață, că este un lucru de extraordinară frumusețe și logică. Tot ce este într-o celulă este logic, tot este o inteligență. Deci ideea de inteligența materiei. Deci, când am spus inteligența materiei, am spus că este acea inteligență care are capacitatea de a organiza și coordona funcțiile prezente atât în univers cât și la nivelul organismelor. Pentru că este o coordonare, este o sincronizare. Noi n-am putea altfel să gândim acum dacă toate reacțiile din corpul nostru n-ar fi sincronizate dincolo de voința noastră. Deci noi, să spun, funcționăm grație unui angrenaj de o complexitate extraordinară. Asta este viața. Asta e specificul vieții. Da, mulțumesc. Într-adevăr, este foarte complexă și abia știm să o definim, dacă știm prea bine să o definim. Este motivul, dragul meu, este motiv pentru care eu nu cred că această viață, această complexitate de o inteligență fantastică a apărut din întâmplare, sub nicio formă. În existența vieții este, am certitudinea că este o intenție, este o inteligență. Și la nivel de univers, viața apare într-un univers care este pregătită, tocmai pregătit. Reglajul fiind de la nivelul constant al universului, sunt pregătite să permită apariția vieții. Asta a fost numit principiul antropomorfic și este o realitate. Da, sau argumentul fine-tuning se mai numește. Următoarea întrebare, cumva similară, este ce înseamnă moartea?
Acum, în antiteză, ce înseamnă moarte și cum se stabilește din punct de vedere medical? Este moarte cerebrală, moarte clinică? Sunt mai multe tipuri dumneavoastră, știți mai bine. Da. Păi, evident că moartea înseamnă încetarea tuturor funcțiilor vitale, indubitabil. Ceva dispare din noi. Făceam această socoteală, acest calcul, când scriam în 1981, când a apărut prima formă a inteligenței, când mă gândeam în această manieră, că dacă viața ar fi numai acei parametri care măsurăm la creier electroencefalograma, la inimile electrocardiograma și așa mai departe, dacă am înregistrat asta ca parametri și în momentul în care noi murim, timp de 3 minute, nu e mort nimic în noi. Dacă parametrii ăștia electromagnetici ai tuturor viceurilor noastre, i-am înregistrat și am pune insul, l-am conectat la o priză, la curent și i-am dat acești parametri, deci el, cel puțin în primele 3 minute, ar trebui să funcționeze, să rămână viu și să funcționeze mai departe, ceea ce nu se întâmplă. Asta îmi demonstrează că ceea ce noi numim suflet este cu totul altceva decât un simplu curent electromagnetic, cum vrea materialismul să ne convingă pe noi. Înțelegeți ce spun eu acum? Deci, moartea este încetarea tuturor funcțiilor vitale. Există, până acum, până la transplant, se vorbea despre care era momentul de care definea moartea. Se credea că e moartea inimii. Ori în clipa de față știm că nu este moartea inimii ultima, deci inimii încă mai poate funcționa în momentul în care un om expiază, în care, spunem noi, moare, ci este moartea creierului. Dar atenție, asta a fost extraordinar de important pentru experiența morții clinice, că așa a fost studiată. Moartea creierului începe mai întâi prin anularea biocurenților care se petrec la nivelul cortexului cerebral, înregistrarea electroencefalogramei din forma azimțată pe care o are ritmul alfa, beta, teta și așa mai departe, devine o simplă linie. Deci, în loc de electroencefalograma specifică viului, apare o linie fără niciun fel de modulație. 2. Moartea se stabilește în clipa de față, din momentul în care noi vorbim de transplantul unor organe, a ficatului, a rinichiului, a cordului. Noi avem niște criterii internaționale de stabilire a morții, pentru că imaginați-vă că dacă n-am avea criteriile astea și noi am luat inima unui om numai să-i o dăm altă, însemna că ucidem unul ca să salvăm pe altul, ce ar fi o crimă. Ori, evident că nimeni nu și-ar permite acest lucru și este un criteriu internațional de definire a morții în clipa de față, și anume este momentul morții totale este acela în care reflexele de trunchi cerebral sunt abolite. Deci, în momentul în care avem un om cu neșansa de a-și continua viața, atunci și familia își dă acordul, de pildă, să se recolteze un organ și mulți vor asta ca să știe că inima copilului lor, de pildă, continuă să bată într-o altă ființă. Și sunt mulți părinți de genul ăsta și mi se pare că e un lucru absolut teribil de generos și de frumos. Na, știi că inima copilului tău poate într-un alt corp. Ei, se stabilește momentul în care se recoltează inima numai în momentul când reflexele de trunchi cerebral sunt ultimele care dispar. Când au dispărut astea, știm că acel om nu mai are nicio șansă la viață și putem să recoltăm organul, să-l transplantăm la altcineva. Ei, iată, și în experiența morții clinice s-au studiat exact acestea reflexe și s-a văzut că în momentul morții clinice creierul nu mai funcționează. Exact pe aceste criterii pe care vi le-am denumit acum. Și merg mai departe. Este un lucru extraordinar pe care s-a observat și medici că au observat lucrul ăsta, că odată cu transplantul inimii se transplantează, se transferă insul respectiv și o serie întreagă de obiceiuri pe care le-a avut insul acel individ. Vă pot spune un lucru care mi s-a părut extraordinar. O fetiță de 9 ani a primit inima unei fete de 11 ani. Și această fetiță începe să viseze noapte de noapte pe donatoarea inimii ei, că îi spune, zice, uite, în următoarele împrejurări, X m-a ucis, te rog să spui lumii. Fetița la 9 ani nu realiza lucrul ăsta și credea că este un coșmar, spunea părinților, părinții nici ei nu erau mai informați și la un moment dat, în sfârșit,
văzând copilul de noapte speriat, îl duc la un medic psihiatru. Medicul psihiatru era un om măcar cu cultura necesară să realizeze că acolo se întâmplă ceva, o ascultă pe fetiță, o înregistrează și evident spune asta la poliție. Ei, aflați că tot ceea ce i s-a spus în vis fetiția, în împrejurările în care a fost ucisă donatoarea ei, cine era, ce s-a întâmplat. Exact toate aceste lucruri s-au adeverit prin raportarea la organul de resort, evident cel care se ocupa de aceste lucruri. Este asta un transplant a unei conștiințe, a unui eveniment care s-a întâmplat, acele ființe prezente la momentul dezastrului, acel crime care s-a făcut cu ea. Este o informație care s-a transmis prin inimă și atunci întrebarea mea este: gândim doar cu creierul? Dacă gândim cu creierul, de ce aceste informații se transmit și prin inimă? La receptori, la cei care primesc această inimă. V-am dat numai un exemplu, sunt extrem de multe. Foarte interesant, n-am mai auzit această experiență, dar chiar e foarte interesant. Am spus asta ca să înțelegem că ceea ce eu numesc conștiință este de fapt un ram din conștiința, marea conștiință cosmică, în timp ce noi numim, mintea este ceea care este rezultatul funcționalității biochimice și electrochimice a creierului. Noi facem o confuzie spunând că conștiința este produsul creierului. Nu. Creierul este produsul conștiinței, iar ceea ce creierul nostru, în funcționalitatea lui, ce rezultă din funcționalitatea creierului, se cheamă minte. Dar lucrurile astea se confundă. În cartea Creierul și Mintea Universului am lămurit bine lucrurile astea. Am spus, hai să ne înțelegem. Conștiința este un trunchi din marea conștiință cosmică, pentru că n-ai nicio explicație cum a apărut universul ăsta. E clar că noi trăim într-un univers inteligent și noi nu avem decât să spunem că e totul întâmplare, dar n-are cum. Dar cum să vorbești de existența unei inteligențe de întâmplare, că toate lucrurile astea apărut din întâmplare? Este o întreagă literatură pe domeniul ăsta scris. Nu este momentul să discutăm acum, dar pot oricând să abordăm subiectul. Da, într-adevăr, foarte interesant ce spuneți. Următoarea întrebare se leagă de moarte și acum specific, ne-ați spus deja pe scurt, dar dacă mai vreți să rezumați, ce este moartea clinică? Pentru că mulți spun că este doar o reacție a creierului sau o experiență, sau dumneavoastră credeți că este într-adevăr o experiență în afara creierului? Deci, moartea clinică este acea moarte în care posibilitatea de resuscitare a vieții este prezentă. În moartea biologică este acea situație în care nu mai este posibil resuscitarea vieții. Deci dacă omul are o moarte clinică, el din aceasta revine și își continuă viața, mai mult povestește toate aceste algoritmi pe care i-a deschis și Moody, dar nu numai el, și toți cei care s-au ocupat de studiul morții clinice. Asta este moarte clinică. Nu este o moarte definitivă, este doar o transcendere a conștiinței sau spiritului din forma noastră fizică într-o formă spirituală, într-o altă dimensiune. Asta este moartea clinică. Ea are o serie întreagă de corelate care sunt extraordinar de interesante și de utile pentru cunoașterea noastră. V-am mai spus, oamenii aceia vin sănătoși de acolo, oamenii aceia vin spiritualizați și un lucru extraordinar, nu mai au frică de moarte. Pentru că moartea nu există, el știe că plecând de aici trece într-o altă dimensiune. Știți unde sunt oamenii? Sunt aceste entități spirituale care pleacă în momentul expierii? Sunt pe lângă noi. Ceea ce numim noi cer. Da, și eu și mine asta am mers cu avionul. Dincolo de nor nu este decât infinitul. Deci cerul nu este norul ăla care îl vedem noi. De fapt, aceste ființe care transcend condiția fizică într-una spirituală, sunt în jurul nostru. Unii spun că cam în jurul înălțimii de 1,5 metri. În orice caz, în această pe care nu-i vedem. Deocamdată între noi și ei este un vân. Evoluția ulterioară a creierului, a minții noastre, se pare că pe măsură ce vom evolua spiritual acest vân, s-ar putea să dispară și noi să comunicăm cu acest teritoriu într-o manieră în care în clipa de față comunicăm, iată, noi ne vedem acum pe undele electromagnetice, da? Dar dacă te uiți în spațiu de unde vin undele, nu vezi nimic. Ei, așa există lumea de dincolo. Este invizibilă, este non-fizică, non-gravitațională pentru noi.
dar noi din câmpul ăla, mintea noastră o aduce din forma de undă invizibilă, o transformă prin mintea noastră în particulă vizibilă. Aceasta noi construim în permanență propria noastră realitate. Aceasta ne spune fizica cuantică. Este șarmant, teribil de frumos să pătrunzi în misterele fizicii cuantice. Îți dă atâta informație, îți dă un sentiment de certitudine ca ființă umană extraordinar. Cel puțin eu sunt fascinat de ceea ce citești. Mă place mult Max Planck, care e considerat părintele. Absolut, dar ce manieră, în ce manieră vorbește el. Dom'le, universul există pentru că particulele care formează universul atomic sunt menținute într-o permanentă mișcare de către o mare minte, mintea universului. Ce vreți mai mult? Și asta o spune în 44 la o întâlnire cu fizicieni de fizică cuantică, în care zice 1944, ca om care toată viața mea m-am ocupat de cel mai concret dintre lucruri materia, pot să afirm că. Și spune exact ce v-am spus eu. Este, el de fapt botează fizica cuantică. Asta s-a întâmplat în ultima lună al 1900. A publicat un articol cu radiația corpului negru, că era o problemă, și în care folosește termenul de cuantă, adică acel pachet de energie minimă, minim pachet de energie, cuanta. Și de aici mecanica cuantică, fizica cuantică, care, atenție, în 1927, prin Werner Heisenberg și Niels Ohls, acest danez, obține statutul de nouă știință, care este dincolo de fizica clasică newtoniană. Adică fizica newtoniană, fizica clasică, își epuizase resursele, posibilitatea de a explica lumea, realitatea lumii în care trăim noi. A fost nevoie de o nouă fizică. Aceasta este fizica cuantică, care ne aduce o nouă dimensiune în existența noastră și, evident, cu totul alte informații, care mi se pare extraordinar de important, teribil de important. Din câte știu, amândoi au luat primul Nobel, și Planck și Heisenberg. Toți, fără excepție, care au contribuit la formarea fizicii cuantice, au luat primul Nobel. Toți, fără excepție. Și așa normal. Acum sunt curios să ne spuneți mai multe despre moarte clinică. Ce studii științifice s-au făcut pe acest subiect și la ce consens s-a ajuns la ora actuală? Dacă... Păi, domnul dragă, trebuie să spunem următorul lucru. Dacă o ține una și bună că ultima cărămidă a existenței este o cărămidă solidă, deci atomul, indivizibil, atunci nu o să înțelegem nimic. Sunt multe interese în interpretarea lumii, mai ales de către cei care țin morți să rămână dimensiunea materialistă, să rămână în siajul, să spun, al concepției materialiste despre lume. Ei neagă toate aceste lecții pe care le-aș numi ale experiențelor morții clinice, care, după cum am relatat, este o realitate indeniabilă, de nediscutat. N-avem cum să explicăm cum un om bolnav cu o boală incurabilă are 10-15 minute de moarte clinică și se întoarce sănătos. N-am cum să înțeleg un om care n-a văzut toată viața lui în experiența morții, în timpul morții clinice, el vede ce se întâmplă în jurul lui. N-am cum să-mi explic cum acești oameni se întorc convertiți complet la o altă spiritualitate. Adică sunt prea multe lucruri pe care trebuie să le ignorăm. Și studii. Păi, primul studiu care face din moartea clinică un instrument științific este rămânut, trebuie să-l apreciem, care este un lucru extraordinar. Da, pot să vă spun un lucru care Mudin nu l-a exploatat, dar mie mi s-a părut formidabil. În 1971, într-un oraș din America, o doamnă are urgență abdominală, are o moarte clinică, atenție, 71, și îi se spune, ți-am rezolvat problema, trebuie să te întorci și ține minte, va veni la tine o persoană care să-i povestești ce ai văzut aici. Îl cheamă Raymond Moody, îl arată, este el, imaginea, și tu te să-i povestești ce ai văzut aici. Trece timpul. Deci asta se întâmplă în 1971. Trece timpul și în 75 Moody se mută exact în orașul unde era această doamnă. Soția lui, în timpul unei sărbători, vrea să-și cunoască vecinii și face o vizită și spune, doamna Moody, aia a rămas în cap cu Moody. Ce-i soțul ăsta? Medic. Vreau să vorbesc cu el. Acum, atenție.
Aici este un lucru extraordinar. În 71 ei se spune că va întâlni pe Moody, care la vremea aia nici nu se gândise măcar să scrie. El adună cazuri și în 75 publică această carte fantastică, care a fost uimitoare. Life After Life, viața după viață. Cum s-a știut cu atâția ani înainte și cum a putut să-i arăte? Cine i-a arătat imaginea lui? Cine a știut că ăsta va scrie o carte? Dumneavoastră realizați ce spun eu acum? Este asta o poveste de a dormi copii? Nu face asta parte dintr-o niște legități concrete, logice și evident care să corespundă unor realități indubitabile? Asta s-a întâmplat cu moartea clinică. Deci prima carte care face din moartea clinică un instrument de studiu științific este Moody. Urmă a venit Pim van Lommel. Pim van Lommel și el a avut peste 44 de cazuri, a publicat și el, olandezul, și el fiind chirurg de cardiologie. Majoritatea cei care au scris despre asta au fost chirurgi în cardiologie pentru că au văzut prin transplantul de cord și întâmplându-se o serie întreagă de lucruri pe care le-am și relatat puțin mai înainte. Deci Pim van Lommel. În Franța s-au făcut studii științifice. S-au făcut consilii de profesori din oameni pe diverse specialități ca să studieze. Acum nu e ușor să studiezi moartea clinică. Trebuie să ai șansa să fii în același caz, să cazi pe cazul respectiv. Normal că asta se întâmplă instantaneu și nu e obligatoriu acolo să fie un medic ca să studieze. Dar ceea ce s-a putut studia în spital, cazurile astea, de pildă, Parnia a studiat și el în Anglia sub, să spunem, în prezența profesorului care era profesor de neuropsihiatrie, lucrat la un spital londonez. Adică studii științifice s-au făcut extrem de mult și s-a demonstrat atunci următorul lucru. Că degeaba se spune că creierul produce acele imagini, că sunt halucinații, că sunt endorfine, că sunt etc. Creierul acela este scos din funcție. Pim van Lommel spune, creierul cel, din timpul morții clinice, este ca un aparat pe care l-a scos din priză, mort. Înțelegeți? Creierul nu mai funcționează. Deci, nici halucinația aia. Și ce halucinație este aia când el se întâlnește cu rudele lui și îi spune, și are o discuție cu cei care au plecat acolo cu mult mai înainte și îi spune ce se va întâmpla în timpul următorului. Adică vorbește nimicul infinit, întunericul. Trebuie să discutăm ceva. Când vrei să pui patimă și să demonstrezi ideile din capul tău, poți să spui orice. Dar eu sunt obligat să spun ceea ce știința a putut să releve în studiul acestei experiențe de moarte clinică. Deci sunt studii științifice. Așa am ajuns să constatăm că electroencefalograma este o linie de zero, care nu mai reacționează, deci cortexul nu mai reacționează. Așa am ajuns să știm că ultimele care dispar sunt reflexe de trunchi cerebral, deci creierul este scos din priză, cum spune Lommel, este ca un aparat care îl deconectez de sursa electrică. Și atunci, toată experiența asta pe care am povestit-o se petrece în afara creierului, se petrece în câmpul conștiinței care pleacă de dincolo de noi. Aceste teorii că creierul că halucinează, că cum se fie halucinație când el trăiește evenimente care au o directă relație cu viața insului. Halucinația este o stare psihiatrică în care omul vede o realitate care nu există. N-are suport în realitate. Ori tot ceea ce le se întâmplă acestor oameni este o suprapunere a realității lor care e legată strict de viața lor, a nu-i halucinație. Și nu mai este endorfine care spune că oamenii sunt veseli și bucuroși că au avut endorfine. Endorfine nu mai pot să funcționeze de vreme ce creierul este deconectat de funcția lui. Și aceasta s-a demonstrat științific. Nu este ideea că vrem noi să susținem, să aducem neapărat apă la spiritualitate, un anumit tip de spiritualitate ca să contrazicem concepția matristă despre lume. Nici vorbă. Noi vorbim aici de realitățile care sunt demonstrate științific. Da, recent am văzut și eu un doctor neurolog, probabil îl știți, Bruce Grayson, a participat la o conferință. Bruce Grayson și el este unul dintre cei care s-au ocupat de studiul științific și el lucrează pe corp. Da, el a adus undeva la 1000 de cazuri, 40 de ani a studiat și a zis că și a chiar scris o carte, dacă nu mă înșel, pe subiect. Da, toți au scris. Imaginați-vă oamenii
ce interesau să mintă? El își povestește propria lui experiență. Și bun, nu putem interpreta, este adevărat, nu avem nici limbajul și nici știința nu este pregătită să înțeleagă toate aceste lucruri. Recunosc și recunosc toți. Dar este o realitate că oamenii care s-au întors, au povestit ceva care legat de viața lor, au văzut cei care nu erau capabili să vadă și s-au vindecat de o boală, de niște boli care le-au avut înainte de a ajunge acolo. Astea sunt realități, nu le putem nega, nu avem cum să le negăm. Dumneavoastră cunoașteți și cazuri personale? De exemplu, evident care... După ce am scris, vă dați seama câtă lume m-a contactat să-mi spună despre lucrurile astea. Dar primul caz, că asta e interesant, primul caz, citisem pe Moody. Și mi-a venit o doamnă de la Târgoviște, cred că știți unde e Târgoviște, care fusese muncitoare într-o fabrică. Și mergând ea prin fabrică, a căzut în puțul unui lift, care a acoperit cu scândură, dar nu avea punctul de sprijin și cu una călca pe ea. Și ea povestește cum în clipa în care s-a dus în bentul ăla de ciment, s-a lovit la cap și a pierdut cunoștința, cineva a văzut-o, a luat-o, a dus-o la spital și mi-a povestit exact. Acea femeie muncitoare, n-a auzit în viața vieții lor, nici de Raymond Moody, nici de examorții clinice, de nimic. Ea venit la mine cu o doie de cap, m-a rugat să o cunoștință, vezi și mie cunoșteam. Am văzut. Ei, vă imaginați, după ce eu citisem cartea, să-mi vină cineva să-mi spună, uite, din clipa când am căzut, am văzut în fața mea un tub foarte îngust lângă mine și foarte larg. Ceva, o forță mă trimitea să-l traversez. M-am chinuit până am ajuns capătul celălalt. Când am ajuns la capătul tubului mult mai larg, am văzut dintr-o dată o lume, o grădină frumoasă, cu copaci, cu flori, cu păsări care cântau și mă simțeam extrem de fericită. Și dintr-o dată o voce spune, nu, trebuie să pleci înapoi, nu aici. Mie mi se părea că mă ia dintr-o lume a fericirii și mă duc în altă lume. Și atunci, la vocea care nu poți să nu te supui, am intrat din nou în tub. De data asta, în capătul la larg, spre ăla mai îngust. Și m-am chinuit până am ajuns la capătul celălalt. Când am ajuns la capătul celălalt, îngust, am deschis ochii și am văzut podeaua salonului în care mă susțin în spital. Încă o dată, femeia neam de neam ei nu auzit de Raymond Moody și de moartea clinică. Cum poți? Evident că am fost foarte încântat. După aceea, normal că după ce am scris, foarte multă lume a vrut să mă contacteze și televiziune, am povestit lucrurile astea și a vrut să mă contactat să-mi povestească în diverse moduri. Deci sunt niște algoritmi. Nu toată lumea are. O experiență completă ca asta povestită de mine au puțin, cam în jur de 7%. Alții au numai fragmente din toată povestea asta. Dar uite, familie de medici din Baia Mare, el doctor veterinar, ea medic uman, pe la 36 de ani a avut o fibrilație atrială, are o moarte clinică el, ajunge dincolo, exact are tot ce s-a întâmplat, îi se povestește, îi se spune, și zice, trebuie să te întorci înapoi. Și el zice, da, că am doi copii. Într-adevăr, avea doi copii la vremea aia, 36 de ani, am doi medici. Și zice, vreau să mă întorc. Dar am înțeles că acum mă întorc. Dar am o rugăminte. Vreau să mă duci la ființa de lumină, echivalentul lui Dumnezeu, să-l întreb ceva. Bine, un însoțitor l-a dus dincolo. Că el nu a fost o rudă. De obicei, rudele te însoțesc în traversarea tunelului sau singur. Pe el, o ființă necunoscută la traversat tunelul. Și a rugat să ducă la, așa zisul Dumnezeu, în mintea lui, să întrebe ceva. Ajunge în fața ființei de lumină și zice, ce vrei să mă întrebi? Atenție! Zice, înțeleg că puteți să mă întorc și mă întorc că am copii de crescut. Dar vreau să știu, când voi veni definitiv aici, ce să fac să ajung iar în prezența ta? Răspuns. Foarte inteligent omul. Zice, să faci bine și numai bine. Dragule, asta e sinteza întregii religii. Fă bine și numai bine. Asta spune Iisus. Nu, toată filozofia asta este cuprinsă în aceste două cuvinte. Mie mi s-a părut că este formidabil. Formidabil. Și el a făcut un film, familia Terzan a făcut un film
pe care m-a rugat să-l comentez, știind că m-am ocupat de domeniul ăsta. Din nou, oamenii care i-a investigat, pe care i-a filmat, și-au povestit exact fiecare experiența pe care a avut-o cu niște lucruri extraordinar de frumoase. De la fiecare poți să înveți ceva. Deci tot ce povestești cu oamenii aia, ei narează, povestesc, redau niște secvențe dintr-o dimensiune de dincolo. Cu atât mai mult cu cât aceste secvențe sunt diferite, cu atât mai mult noi învățăm mai mult din lumea de dincolo. Ați înțeles? E o frumusețe să te ocupi de lucrul ăsta. Da, toți adevăr. Fără excepție, atenție, asta vreau să zic, toți fără excepție se întorc fără să mai fie frică de moarte, pentru că știu că moartea nu există, doar o trecere dincolo, în altă dimensiune, unde nu mai este în sfârșit suferință. Frumos că ați avut ocazia să vorbiți cu așa mulți oameni. Eu cunosc un caz personal și tot așa ceva foarte interesant s-a întâmplat, în care el putea să vadă de sus saloanele toate și știa ce se întâmplă în alte lucruri și... Nu avea de unde să știe, pentru că n-a mai fost niciodată acolo și doctorul a rămas surprins de unde știa el că există televizor în altă. Era încă copil atunci, foarte interesant. O fetiță vede, era în salon, dar vederea este dincolo de ziduri. Un medic care venea și intra în salonul ăla și pierde, îi cade stilou și nu și-l găsește. Și fetița când s-a trezit zice, doamnă, că v-ați găsit stilou, pe unde să-l mai găsesc? Pe ceva căzut în colțul ăla. Atenție, era în moarte clinică. Dincolo de, din camera de aici este ca și cum eu aș vedea pe cineva care e dincolo de ușă. Ați înțeles? Da. Asta e un lucru formidabil. Asta e vedere panoramică, este vedere de dincolo. Păi lucrul ăsta e minor, nu merită să te ocupi de el. E super interesant. Și un alt lucru care mă interesează legat de acest subiect este cât de mult influențează religia și cultura experiențele morții clinice. Unii spun că l-au văzut pe Allah, alții spun că l-au văzut pe Isus, alții spun că n-au văzut nimic. De cultul fiecare, absolut, ceea ce mi se pare normal să fie așa. Un musulman nu e obligat să vadă ceea ce văd eu, pentru că în cultura mea religioasă aspectul ăsta, în cultura religioasă este alta și firește că fiecare vede în sensul religiei lui și e normal să fie așa, dacă ar vedea altfel n-ar fi real. Credeți deci, că vede altceva sau doar așa interpretează? Nu, văd același lucru. E interesant că și copiii văd același lucru cu un singur lucru. Copiii nu au acel film retrospectiv cu parcursul vieții lor pentru că ei nu au avut când să acumuleze informațiile astea. Foarte ciudat, foarte interesant. Eu vreau să vă spun că toate aceste date corespund perfect, dar perfect cu viața oamenilor. Nu este o fantezie, nu e iluzie, nu e halucinație, e o realitate de care se circumscrie vieții lor. Am stat de vorbă cu oamenii ăștia. Vreau să vă credeți că de tot ce m-a ocupat eu în viață, dacă n-am avut probe concrete, n-am vorbit despre ele. Nu mi-aș permite, pentru că e un singur lucru dată să spui lucruri care nu sunt acoperite de o realitate științifică, din clipa aia te demonetizezi, mai știu. De ce interes aș avea, definitiv și la urma urmei? Eu descriu un fenomen. Nu fac din asta o profesie, ci e un fenomen, se scrie și îl aduc la cunoștință. Cine vrea înțelege, cine nu. Nu ne te obligă nimeni să crezi toate acestea. Poți să crezi că sunt simple povești, ele ca atare. Dar concluzia concluziilor este că toți cei care au avut experiența morții clinice și au văzut au fost în această dimensiune, nu au mai avut frică de moarte. Ori noi știm cu toții că obsesia tuturor oamenilor este ideea morții. Ori oamenii spun, dar nu există moarte. Și nu există. Este doar o trecere, o transcendere din fizic în psihic, poftim. Un lucru interesant, văd că aveți mult curaj să spuneți aceste lucruri pe nume și mă întrebam dacă nu ați avut opoziție să vă spună că faceți pseudoștiință sau lucruri de genul. Dacă spun asta. Dar dacă eu știu ce fac, mai pot să mă influențeze cineva? Bun, eu fac pseudoștiință și mii de oameni care au deschis ăsta, toți profesorii universitari, toți pseudoștiință, toți ăia. Eu sunt un naiv, admit, dacă cineva spune asta, sunt un mare naiv. Dar toți profesorii universitari cu diplome sunt toți naivi, chirurgi, oameni cu carieră universitară în spate, ăstea, toți sunt naivi. Spuneți-mi, răspundeți la întrebarea asta. Da, eu sunt naiv.
Pe atunci, atunci hai să dăm cezarului ce al cezarului. Exact. Nu crezi, poți să spui, ai dreptul tău, e democrație, poți să spui ceva, dar eu nu cred. Foarte bine, nu te obligă nimeni, de ce te oblige? Dar eu spun ceea ce, ceva din preocupările mele, din ce am citit, din ce știu, și mie mi se pare că lucrul ăsta este excepțional de știu de oameni, pentru că, iată, îți anulează teama de moarte, știi că există un continuu dincolo. Chiar legat de asta, credeți că aceste experiențe ale morții clinice sunt un indiciu că există viață după moarte? Cumva cum a fost descris de religii de mii de ani? Dragul meu, nu este un indiciu, este o realitate, este un adevăr. Este un adevăr. Acum, cât din ale religiei și cât din ale descrierile astea se suprapun, este o altă discuție. Vorbind de o dimensiune spirituală, se vorbește despre o imensitate, despre o lumină. Am văzut preoți care lucrurile astea le consideră că sunt o confirmare a religiei, am văzut și preoți care spun că sunt, ce au citit ei, alucinații. Eu știu foarte bine ca medic ce e halucinația, sunt și psihiatru și neurolog și știu ce înseamnă halucinație. Știu că nu este halucinație, știu că este o descriere a unei realități trăite de insul respectiv, care face parte din istoria lui. Și atunci nu mă poate convinge nimeni că astea sunt lucruri halucinatorii și nu au acoperire în realitate. N-are cum să mă convingă. Încă o dată, nu sunt singurul. La urmă, eu comentez ce au experiențele și ale altora și ale celor pe care, cu care am stat de vorbă. Toată lumea este naivă? Da, dumneavoastră sunteți un om inteligent. Știți foarte bine că sunt multe lucruri care, chiar dacă le cred, trebuie să-și apere o anumită poziție, mai ales om de știință. Agendele politice. Există o linie oficială în care cei care stipendiază, cei care susțin cercetarea științifică, nu le convine să ieși din linia oficială de gândire și atunci, sigur, omul respectiv poate să aibă rețineri sau pur și simplu să nu spună ceea ce gândește. Așa este. Ce credeți că am putea conclude despre naturalism, dacă experiențele morții clinice sunt reale și chiar sunt în afara creierului? Concluzia e una singură. Noi nu suntem doar niște ființe fizice, noi suntem un corp fizic, creația unui spirit, unei entități spirituale care este eternă în universul ăsta. Noi venim aici să învățăm lecțiile care sunt intermediate de către cele cinci simțuri. Experiența noastră fizică o avem doar aici. Noi aici acumulăm o informație care ne este utilă în alte dimensiuni. Universul nu are o singură dimensiune. Acum suntem aici, altădată poți să fii pe o altă planetă, un alt sistem. Universul este inteligent. Sunt atâția mari oameni, fizicieni, care vorbesc despre faptul că Universul este mai, seamnă cu mult mai mult decât cu o inteligență, decât cu un mecanism orb. E indubitabil. Deci, încă o dată, concluzia. Suntem ființe spirituale și eternitatea stă în spirit, nu în corpul nostru fizic, care e evident. Este atât cât viața noastră ne este dată de la toate dimensiunile, de la zile, ani, până la 10 sau chiar 100 de ani sau mai mult, nu? Dar, dincolo de asta, hai să gândim altfel. Cum am putea noi gândi? Cum am putea manifesta? Am putea crea artă, filozofie, știință, dacă n-am avea un spirit, dacă n-am avea creierul ăsta care să fie instrumentul principal prin care noi putem să intermediem, să ajungem și la știință și la trăirile toate ordinele posibile. Ce este visul? De ce? Sunt vise premonitorii. Cine ne spune nouă ce se întâmplă în viitor? Eu am avut în toate situațiile dificile vise premonitorii. Credeți că aș vorbi altfel dacă n-aș avea multe alte argumente pe care nu le comentez? Am multe alte argumente de existența unei realități de dincolo de noi. Că nu le are toată lumea. Că mi s-au întâmplat mie, nu mai mie, s-au întâmplat și multor altora. Dar oamenii nu vorbesc pentru că, exact cum am spus, își fac impresii de cu tot o altă factură. Ia uite, până la urmă trebuie să fii sincer cu tine însuți, să fii autentic, să fii tu însuți și nu să fii ceea ce ar vrea alții să fii.
Așa este. Într-adevăr, experiența viselor este un lucru interesant, iarăși, pentru Eu că... am spus, domnule, dacă visul premonitoriu, eu am știut când, cu o săptămână înainte de când mama mea a plecat dincolo, printr-un vis. Am visat nopți la rând același lucru și când mi-am dat seama despre ce e vorba, n-am mai visat. Lucru că s-a întâmplat în tome. În toate situațiile grele, dificile, am avut vise premonitorii care mi-au spus ce se întâmplă în timpul următor. Deci, visul premonitor este o trăire a unui viitor care nu s-a consumat încă în prezent. Păi atunci, ce știm noi despre timp? Noi știm că timpul e liniar, nu? Trecut, prezent, viitor. Dar dacă viitorul nu s-a consumat încă și urmează să-l consumi și el este revelat în prezent, de asta înțelegeți ce înseamnă Universul? Asta înseamnă că ceea ce știm noi despre Univers nu este așa. Am spus și repet, dacă visul premonitor n-ar exista, și am avut N, nu, nu, Jung, marele psihiatru dintre cei două războaie, o imensă cultură psihiatrică, psihologică, filozofică. Jung a fost un mare spirit, teribil de mare, și creator de știință și de tot ce vrei și ce nu vrei. Vorbește despre visul premonitor, spune vise semnificative. Poartă semnificație și spune ce se întâmplă în viitor. Pe dacă eu pot să trăiesc acum un viitor care nu s-a produs încă și el se întâmplă în tocmai, atunci opinia mea despre viitor trebuie să fie alta. Eu am deschis visul premonitorului a unui coleg care a avut grația să accepte să-i spun numele și istoria, care este urmarea unui vis care l-a avut în copilărie până la 5-6 ani și s-a întâmplat la 40 de ani. De la 6 ani el are un coșmar în care vede un adult și spune: tu vei vindeca fica mea, fata mea. A trecut timpul, a uitat despre chestia asta, el s-a făcut medic psihiatru, lucra în turism, s-a dus în Israel unde avea sarcine pentru discuții pe teme de turism și, urcând într-un autobuz, în fața lui stă un om, îl privește și zice: ești în România, nu-i așa? Ești psihiatru, nu-i așa? Da. Tu vei vindeca fata mea. Fata lui avea o boală psihică. Și l-a luat, l-a dus și ce a făcut? I-a dat o rețetă. Deci când el visa la 5-6 ani lucrul ăsta, fata aia nu exista. Poate nici tatăl ei. El visa un eveniment care avea să se întâmple peste 4 ani. Dumneavoastră, cum priviți lucrurile astea? Naivități, nu-i așa? Pe dacă omului se întâmplă, atunci ori el e nebun și îl neg ca persoană, ori atunci încep să-mi pun întrebări. Nu e normal să-ți pui întrebări și să încerci o explicație a lucrurilor decât să negi așa absurd. E ușor să neg. Nu există nimic, nu sunt decât eu, cel mai deștept din lume. Dar mersi, așa? Poți să-ți permiți asta? Cred că cel puțin pentru cel care a experimentat, nu este ușor să treacă oricum peste aceste Eu lucruri. am descris visul ăsta ca unul dintre cele mai fantastice evenimente care putea să se întâmple unui copil de 6 ani. Oamenii ăia nu existau când el visa. Păi asta are niște consecințe teribile. Nu să înțelegeți că sunt evenimente care se vor întâmpla peste nu știu câtă vreme, dar și undeva, un punct, undeva lucrul ăsta se știe. Ați înțeles ce este Universul? Atunci vă întreb, merită să te ocupi de lucrurile astea? Sigur. Următoarea întrebare, acum ne îndepărtăm un pic de la subiectul morții clinice și mergem în celelalte ramuri. Aș vrea să vă întreb despre creier. De ce considerați că, am citit că spuneți, creierul este cel mai complex obiect din univers? De ce îl considerați așa? Este cel mai complex și cel mai fantastic structură din Univers. Păi, imaginați-vă, avem în jur de 80 până la 100 de miliarde de neuroni, are 1300 de grame, al elefantului creier are 4 kg, al balenei are 7 kg, dar noi avem numai 1350 de grame. Și cu creierul ăsta facem cultură, scriem opere, creăm muzică, artă, istorie, ce vrei și ce nu vrei. Fiecare informație nouă este o conexiune neuronală. Deci creierul se modifică și se, pur și simplu, se modifică în funcție de ceea ce învățăm, de noutate, de informația pe care o procesăm. Pur și simplu, se modifică anatomic, crește în greutate, faci neuroni. Biochimic, funcțional. Este un mecanism
de o finețe extraordinară, de niște mecanisme de un rafinament formidabil. Avem cuvinte care înseamnă sănătate, fericire, armonie socială. Avem cuvinte care înseamnă boală, moarte, necaz. Iubirea, acceptarea semenilor, bucuria, fericirea, înseamnă sănătate. În fiecare clipă care gândim noi, fiecare gând care îl avem este o pledoarie pentru sănătate, fericire sau boală sau moarte. Pentru că cuvintele au rezonanță și semnificație. Cuvântul nu este o emanație abstractă a creierului. Cuvântul este o emanație concretă a unui câmp de energie care poartă în sine o semnificație. Semnificația poate să fie favorabilă sănătății, deci vorbim despre bine, despre frumos, despre generozitate, ajutor, bucurie, etc. Și cuvinte care au o semnificație negativă, ură, tristețe, depresie, frică, teamă. Toate aceste lucruri au frecvență joasă și au o chimie care este nefavorabilă stării noastre de sănătate. De aceea este extrem de important ca o societate să facă maximul de efort ca supușii oamenii aceia pe care îi ia în primire un stat, o lume, să poată să-și îndeplinească viața în niște parametri a unei armonii sociale. Pentru că stresul, lipsurile, tristețea, agresivitatea, violența, toate aceste lucruri duc la boală și în final, mai ales, o să ducă cancer și moarte. Deci, creierul poartă în sine toate valențele bucuriei, ale fericirii noastre, dar în același timp și opusul lor, în funcție de ceea ce gândim. De aceea este foarte important să-ți controlezi gândirea, ce spui și ce ai. Atenție, nu trebuie neapărat să vorbești, să vocalizezi o idee, poți să o ai numai în minte și aia se transmite, pentru că am spus că gândul este o emanație concretă a unui câmp de energie. Din punctul ăsta de vedere fizic, el se propagă în spațiu și impactează acele creieri care sunt pe aceea lungime de unde conecta cu el. Este ca bobul de grâu, l-ai trimis, l-ai pus în pământ și ies 100 de boabe. Deci el se duce, impactează creierele care sunt conectate pe acea lungime de undă cu tine și vine înapoi și efectul lor este un gând de bucurie, un gând de fericire. Tu receptezi ceea ce ai semănat. Este un gând împotrivă, negativ, de rău, de agresivitate, de știu eu ce lucruri care nu se înscriu în normalitatea noastră, actualitatea vieții noastre de zi cu zi. Toate aceste lucruri le suportăm și noi le suportăm. Orice ce facem are un reflex. Faci bine, găsești bine. Faci rău, găsești rău. Chiar am vrut să vă întreb legat de gânduri, pentru că am văzut că ați participat la o conferință, Puterea Gândului, parcă se numea. Și am destul. Am pus o întrebare specifică. Care este originea și natura gândurilor? Sunt gândurile pur materiale sau cum le vedeți dumneavoastră? Sunt câmpuri de energie și informație. Deci emitem o energie, asta este modulată în semnale purtătoare de informație. Asta este ceea ce transmis tu, semnificația pozitivă sau negativă a gândului tău. Deci când gândim, creierul emite un câmp de energie. Și originea lui este creierul în sine? Sau da. Este originea lor sunt și creierul, dar sunt și gânduri care pot să fie, să le captez din mediu. Este indubitabil. Da, 90% din ceea ce se întâmplă este propria noastră gândire. Da. Asta înseamnă să îți folosești creierul, să ai în permanență, să controlezi gândurile tale, pentru că gândul devine cuvânt. Cuvântul poate să însemne cuvânt, emoție, sentiment, acțiune. Deci ceea ce gândim noi se transformă în cuvinte și cuvintele poartă semnificație. Au o emoție, ai un sentiment sau resentiment față de cineva, ceea ce nu este bine. Și la nivel de corp, dacă în spațiul el se emite și impactează alte creiere, la nivelul propriului tău organism, au un corelat de ordin biochimic. Tot ceea ce are semnificație pozitivă înseamnă oxitocină, serotonină, înseamnă dopamină, endorfine. Deci este o chimie a armoniei, a fericirii, a sănătății. Invers, ura, anxietatea, tristețea, agresivitatea, ironia, lăcomia,
Zeflemeaua. Toate acestea au chimie negativă. Chimie negativă înseamnă exces de cortizol, exces de adrenalină. Cortizolul are ca efecte. Blochează neurogeneza, deci blochează formarea de neuroni și blochează mai ales sistemul imunitar. De aici vine boala și celelalte. Adrenalina face vasoconstricție, fila vaselor din creier, fila vaselor din inimă și picătură cu picătură, la un moment dat, acolo poate să se nască un accident vascular, fie un infarct la nivel inimii, fie un accident vascular la nivel de creier. Pentru că tot ceea ce ni se întâmplă nouă se reflectă asupra noastră înșine și asupra celor din jurul nostru. De aici comportamentul nostru față de semeni, să-l accepți pe cel de lângă tine, să nu-l urăști, să nu-l agresezi, să nu-l violentezi, care toate aceste lucruri pe care le face altora se vor reflecta mai devreme sau mai târziu și asupra ta. Ideea este că tot ceea ce gândim și emitem în spațiu nu se pierde. Mai devreme sau mai târziu, acestea se reflectă în bine sau rău, funcție ceea ce ai gândit, fie asupra ta însăți, fie la urmașii tăi, copiii tăi. De aceea unii copii plătesc păcatele părinților. Interesant. Este foarte important să fim atenți ce gândim și ce ni se întâmplă. Sigur că toți ne enervăm, dar în timpul următor, oprește-te, știind că îți face rău. Nu o ții, cum o ții zile întregi, ăla a zis și te înfurii ei, dar toată această furie care porți, în momentul când tu te enervezi, eu spun eu, porți o haină de doliu neagră și haina aia de doliu care este un câmp de energie negativă, îți imprimă toate celulele și mâine, poimine te trezești bolnav și nu știi de ce. Din potrivă, când gândurile tale sunt de fericire, de bucurie, de generozitate, de acceptarea semnilor tăi, îmbraci o pelerină albă, toate celulele tale primesc cu energia bucuriei, a sănătății. Ați înțeles? Asta este semnificația gândurilor. Da, cumva Iisus spunea să-ți iubești aproapele și cum rezumă. Iisus face două mari imperative. Iubește-ți aproapele și iartă-l. Iertarea care înseamnă o ștergere în modelul patologic din ADN. Ajungem imediat și la iertare. Acum aș vrea să vă întreb un pic despre suflet. Cum răspundeți celor care zic că nu există sufletul? Și poate ne spuneți un pic cum vedeți dumneavoastră sufletul, mai pe scurt. Sufletul este viața noastră vegetativă. Este acea entitate care ține în funcționalitate toate viscerele noastre, toate organele noastre. Am spus că noi nu spunem nici ficatului ce să facă, nici nimic și nici nimic din toate astea. Și tubul digestiv își face datoria lui singur și inima, de fapt nu singure, ci sunt controlate de sistemul nervos vegetativ, care este își are sediul la nivel de subconștient. Cortexul este cel care gestionează limbajul, raționamentele, conștiința, logica. Subconștientul este cel care transformă în realitate ideile noastre. Orice idee care o poți prea mult în minte, dacă are o conotație negativă, subconștientul o ia și o materializează așa. Deci trebuie să fii foarte atent ce gândești. Tot ceea ce ai persistent în cortex, deci la nivel cognitiv, în conștient, cu timpul este preluat de subconștient și materializat. De aceea, subconștientul nu are discernământ. El nu știe că e bine sau rău. Ce-i trimis, asta face. E ca un copil mic, dacă îi dai în mână un chibrit, el aprinde că așa e bine. Înțelegeți? Înțeleg. E foarte important relația între conștient și subconștient. Ce importanță are subconștientul? Păi foarte multe din lucrurile care ar fi obositor să le faci mereu conștient, le dai subconștientului. Scrisul, condusul mașinii, mersul. Sunt atâtea lucruri pe care le învățăm și le preia subconștientul și le produce automat. Tu conduci o mașină și vorbești cu cel de lângă tine. Subconștientul tău știe să oprești, toate regulile pe care le-ai învățat în șofatul unei mașini. Deci, subconștientul preia informațiile de la nivel de conștient și le materializează. De aceea este foarte important să nu porți în gândul tău gânduri negre, pentru că te trezești mâine lucruri pe care nu le-ai dorit. Subconștientul nu are discernământ, el nu face diferența între bine și rău. Îi dai aia. V-am auzit mult spunând despre inimă în alte interviuri și eram curios dacă dumneavoastră considerați conștiința același lucru cu inima sau este altceva? Nu. Sunt studii făcute la Wisconsin Madison de Richard Davidson, care în clipa de față
Avem instrumente cu care să urmărim ce se întâmplă în creier, în care îi cere unui om să gândească la ceva, în care spui ceva și vezi ce se întâmplă în creierul lui. Se cheamă rezonanță magnetică funcțională. Și pe diversi indivizi care aveau profesii diferite, maniere diferite de a gândi, el a studiat ce se întâmplă. Și așa știm în clipa de față. S-ar părea că afectele, sentimentul de bine, de iubire, de dragoste, de armonie, de tot ceea ce înseamnă afecte pozitive, s-ar părea că sunt mai întâi procesate la nivelul inimii și până preluate de creier și exprimate. Oricum nu le poate exprima inima, inima nu vorbește. Dar asta se pare că, cel puțin astea, găsești în studiile făcute de acest Richardson la Wisconsin Madison, Statele Unite ale Americii, că afectele și-ar avea mai întâi sediu în inimă. Deci iubești cu inima, respingi cu inima, ești fericit cu inima. Deci tot ce înseamnă sentimente, afecte, da? Sau urăști din nefericire tot cu inima. Și normal că ele sunt transpuse după aceea la nivelul centrilor subcortical din creier. Raționamentele țin de creier. Afectele pare să se țină de inimă. Sentimentele. Am înțeles. Mulțumesc. Acum am o întrebare din public. Tibi vă întreabă, din cazurile studiate până în prezent, ce părere aveți despre iad? Ce înseamnă iadul pentru dumneavoastră și cât durează acesta? Tibi este un mare admirator al dumneavoastră și datorită lui cumva am intrat în contact cu dumneavoastră. El mi-a spus să vă invit. Dragule, m-a întrebat toată lumea, de ce n-am scris eu mintea de dincolo despre iad? Și am avut un singur răspuns. Nu ți ajunge iadul de aici, mai vrei altul? N-am spus eu că viața noastră e un iad, nu. Pentru că este ai și bune și rele. E un adevăr. Dar iadul este dimensiunea în care mergi. Dacă nu faci aici niciun efort de spiritualizare, să înțelegi ce se întâmplă cu viața ta, nu ai în mintea ta, nu ți-ai propus să faci binele tău, dar să faci un bine pentru ceilalți. Asta înseamnă viața spirituală. Atunci, nivelul în care spiritul tău pleacă după aceea este un nivel jos, inferior. Dacă faci rele, ce înseamnă rele? Să torni pe cineva, să violentezi, să agresezi, să ucizi, să furi. Toate aceste lucruri rămân în conștiința ta, în structura ta, pleci cu ele dincolo și evident că pentru astfel de isprăvi făcute acolo, să nu te aștepți că cineva te mângâie. Nu-i logic. Asta e iadul. Ideea aia cu foc, cu zmoală, să le lăsăm. Sunt bazme de copii care puteau să fie valabile, să sperii copii din evul mediu, dar nu e cazul să mai discutăm acum despre ele. Dar nu vreau să intru prea mult în rolul unei alte instituții. Și înțelegi mai tare care. Mulțumesc. O altă întrebare tot din public spune, la ce v-ați referit prin acele gânduri captate din mediu, domnule Dulcan? Păi eu mă apuc să citesc ceva și dintr-o dată ce am măsâcă el. Nu, nu te bătești de plimbă. Ăla nu-i gândul meu. Eu mi-am propus să citesc ca un lucru. Deci, suprapunerea de gânduri. Dar poți să primești, să receptezi și gânduri, dacă ești pe aceea lungime de undă cu altcineva. Și să trezești că ești indispus, să se întreagă de lucru și atunci evident că îți dai seama că nu-i gândul tău, că tu nu te-ai gândit la lucrul ăla să faci asta și să-ți controlezi lucrurile. Adică nu putem spune că mi-a venit un gând rău și eu cu gândul ăla m-am dus și am dat în cap vecinului meu pentru că așa l-am primit. A ieșit un raționament. Adică putem, prin creierul nostru, de adevăr, să fie traversat de tot soiul de gânduri care să nu fie ale noastre, dar conștiința noastră trebuie să funcționeze. Mult cert. Asta înseamnă educație, asta înseamnă conștiință care este, așa zis, spiritualizată, să știi că binele este asta, rău înseamnă asta. Adică nimeni nu are scuză că, uite, i-a venit un gând de nu știu unde, să-i dea în cap, dar nu știu cine știu, că aia nu e scuză. Ați înțeles? Că, bine că m-ați întrebat că ar putea cineva să spună, așa a zis ăla, că când ăsta a venit de la cineva și eu trebuia să-l fac. Nu. Ce rol are iertarea în vindecarea spirituală a unui om? Imens. Este al doilea imperativ al învățătorului lui Iisus. Primul am spus că este iubirea, care înseamnă pace, înseamnă... Deci toate sentimentele, am spus, rețineți, sunt și un câmp de energie.
nu este doar un simbol verbal. Așa am crezut noi până acum, că cuvintele sunt doar emanații abstracte ale creierului. Nu. Gândurile sunt câmpuri de energie. Când vorbim despre iubire, înseamnă un câmp de care ne unifică, ne întâlnește și vindecă. Iubirea vindecă. Iertarea înseamnă să scoți din modelul patologic, din ADN-ul, formula răul ăluia care l-ai tu împotriva cuiva. În momentul când l-ai iertat, atunci răul din ADN-ul tău, din cel care funcționăm, este șters, dispare. Asta înseamnă că în clipa aia noi nu mai suntem vulnerabili în fața unei boli. Boala înseamnă modele patologice care se depozitează la nivelul ADN-ului nostru, adică substratul nostru genetic, și mai ales emoțiile. O emoție negativă poate fi captată la nivelul ăla, ea modifică, sunt neuropeptide, orice sentiment, orice emoție are și un corelat biochimic. Se numește neuropeptidă. Asta se duce la nivelul de ADN-ului și ADN-ul ăla fabrică proteinele, că asta e misiunea lui, în funcție de informația care a primit. Ori informația este negativă, nu e una pozitivă. Și este boală. În momentul când tu ai iertat pe cineva care, prin emoțiile sau sentimente care ți-a trimis, sigur, ai fost furios, ai în mintea ta ideea de răspuns. În momentul în care l-ai iertat, ai scos din ADN-ul tău toată această vulnerabilitate în fața bolii, ceea ce este foarte important. Deci iertarea se petrece chiar, este un fenomen de ordin pur genetic. Foarte interesant. Știți că trăim într-o lume, să zic, foarte agitată, cu multă mișcare în ultima vreme, și întrebarea următoare e: cum putem reduce sau elimina stresul pentru o viață mai sănătoasă? Dragul meu, să plecând de la realitate, am zis că viața nu e numai o muzică plăcută, nu e numai un dolce far niente, să citezi pe Dante, ci stresul există, face parte din viața noastră, ți se îmbolnăvește cineva, te-ai lovit, ai o N situații. Dar el trebuie conectat. Ce înseamnă stres? La un eveniment care este nedorit, apare, organismul se apără și se apără emițându-se întreagă de substanțe, în speță. Secretă foarte mult cortizol, care am spus ce face, catecolamina, adrenalina, etc. Modifică niște parametri funcționali. Ei, în clipa de față vorbim de o reziliență. Reziliență înseamnă capacitatea mea de a-mi reveni. Ce înseamnă să-mi revin? Eu știu că sunt în fața unui stres, m-am înfuriat, te roșești la față, ești nervos. Dar în același timp, ai auzit, ai citit, ai ascultat o conferință de a noastră, ai auzit lucrurile astea, că răul ăla care îl porți în mintea ta te poate îmbolnăvi, atunci pur și simplu spui, hai să-l iertăm. Pentru el care a fost poate și el nervos, poate e răutăcios, de ce să mă îmbolnăvesc eu? Pur și simplu, ștergi cu pândezii, nu mai mă interesează, îl ignor. Sau încerc să-i găsești o scuză, să-l găsești. Poate a fost nervos, poate s-a întâmplat ceva, poate a avut un necaz. Oricum, cauți o cale de a înlătura, ori pur și simplu gândul ăla care ți l-a trezit ăsta de furie, îl înlocuiești cu un eveniment fericit din viața ta. Se spune că orice eveniment fericit, și cine n-are un eveniment fericit, ai luat un examen, ai avut o iubire, etc. Evocarea acelui eveniment fericit în momentul ăsta le-a adus și cu energia bună. Și pur și simplu, tot răul ăla care ți l-a produs stresul ăla, constați cu timpul că l-ai înlocuit și nu te mai gândești decât de la momentul ăla fericit pe care l-ai trăit. Deci sunt mai multe căi prin care tu să te aperi de stres. Realitatea, deci, este asta. Nu poți să eviți stresul. Stresul există, așa e, viața e făcută și din bune și din rele. Rele sunt stres, poftim. Am înțeles. Mulțumesc. Altă întrebare un pic mai generală, asta e despre știință. Dacă conduce știința spre existența lui Dumnezeu sau spre ateism, din punctul dumneavoastră de vedere? Sunt mai mulți atei decât credincioși. Din multe puncte de vedere. Este propagandă, fie științifică, fie ideologică, făcută în sensul ăsta.
Unii oameni nu au nevoie să găsească, să raționeze toate acele circunstanțe în care putea să ducă la ideea de divinitate. Motivele sunt foarte diverse. Dar asta nu înseamnă că nu există și oameni care sunt conectați cu ideea de divinitate. Și până la urmă, concluzia mea este asta. Cum se așterni, așa dormi. Nu te obligă nimeni. Dar am mai spus eu ceva. Am scris asta. Sunt unii atei care nu cred în Dumnezeu, dar el respectă toate acele legi ale bunei cuvințe. Nu face rău, nu agresează, nu. Și am spus, sunt ferm convins că Dumnezeu îi apreciază mult mai mult pe oamenii ăștia care respectă niște legi ale bunei cuvințe, decât pe ăla care pretinde că e creștin, se duce toată ziua, se dă cu capul de zidul la biserică, chipurile se roagă, pleacă de acolo, se duce în cârciumă, se îmbată și pe urmă începe să înjure toată lumea sau își bate nevasta sau nu știu cine. Deci, aia nu-i credință și e preferabil ateul ăsta de bun simț. Înțeleg. O altă întrebare care vi se pune este din public. Cum explicați cuvintele Mântuitorului dacă vrea cineva să vină după mine să se lepede de sine, dacă aveți o explicație? Să te lepezi de acele idei egoiste, de lăcomie, de invidie, de răutate, asta înseamnă să te lepezi de pe tine. Iisus, știu că mă critică unii, că nu vor să spui că Iisus a fost un învățător. Eu îl judec din punct de vedere laic a unei personalități care a trăit pe pământul ăsta și care, din punctul de vedere al ceea ce a lăsat el spus, după mine, este cel mai mare învățător al tuturor timpurilor. Eu nu înseamnă că îi neg personalitatea lui Iisus, nu îi neg origini și toate astea, dar asta este treaba teologiei, a preoților, a mea, este aceea să discut din punctul de vedere al moralei imediate. Unii nu înțeleg lucrul ăsta, nu, el trebuie să vorbești ca un preot în biserică, dumneavoastră e datoria ta. Nici nu mă pricep să vorbesc ca un preot pentru că n-am studiat de teologie. Înțelegi? Deci, ceea ce Iisus spune, lasă-te de relele tale și vină după mine, este să faci acele lucruri bune care ne le spune. El spune să ajuți pe celălalt, să-l accesi pe celălalt, să nu-l agresezi, să nu vorbești de rău, să-l ajuți la nevoie. Ce e rău în asta? Să nu faci război, să nu ucizi, să nu furi. Spune-mi, ce e rău în asta? De ce trebuie să-l nești? Eu spun tot lucrul. Dacă Iisus n-ar fi existat, trebuia să-l inventezi pe un om care a lăsat toate lucrurile astea spuse. Noi avem nevoie de această morală socială, avem nevoie de ordine, de armonie socială, nu avem nevoie de agresivitate, de război, de toate lucrurile care se întâmplă. Nu înțelegeți asta? Da, așa este. Acum ne întoarcem un pic la partea cu medicina. Considerați că există intervenții supranaturale în medicină? Sau ați întâlnit cazuri în experiența tratării pacienților în care să spuneți este... Da, bineînțeles. Am spus, există o cale de vindecare prin medicină, după legile medicinii, un pic mai lent, etc. Și sunt mult mai multe decât vindecări pe calea religiei, dar sunt și vindecări unde s-au vindecat, pur și simplu, prin rugăciune. Foarte multe vindecări de astea spectaculoase s-au făcut la Egina, la Sfântul Nectarie. A fost și un film cu Sfântul Nectarie, am avut și o intervenție la televiziune. Astea sunt intervenții de dincolo de noi. Un om care își vindecă o boală, un cancer prin rugăciune, nu poate cineva să conteste că aia nu e vindecare. Da, pot să spună când nu vor să admită cauza, este o vindecare spontană, foarte bine, dar să dea Dumnezeu să avem mai vindecări spontane. Mulțumesc. Penultima întrebare, ca medic, cum vedeți dumneavoastră minunile lui Iisus? Credeți că au fost posibile? Așa se spune. Așa se spune și multe din ele le-au săvârșit oameni care au trăit în zilele noastre. Și atunci de ce am negat lui Iisus ceea ce deja noi Arsene Boca, de pildă. Sunt o Nectarie. Nectarie a făcut deși lucruri extraordinare. Era un suflet absolut devotat divinului. Și vindecări și dacă vezi filmul ăla, sunt enorm de multe lucruri care aparțin unui om și de ce este posibil. Și pe urmă, eu iau un singur element.
Iisus spune, credința ta te-a vindecat. Știi ce înseamnă asta? În momentul în care spui unui om că ai toate șansele să te vindeci, tu i-ai pus în acțiune sistemul lui imunitar. În momentul în care spui unui om neinspirat, n-ai nicio șansă, ai boală gravă, ai să mori, ăla nu-i doctor. Nu cred că spune, există doctor să spună ai să mori, dar nu e, dar se arată sceptic. Unii spun că trebuie să comunicăm bolnavului toate aceste lucruri. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord, omor în omul cu zile. Pentru că eu inhib ceea ce natura i-a dat, sau Dumnezeu sau cine vrei. Noi toți oamenii când ne naștem cu toate acele capacități care ne sunt necesare pentru a fi sănătoși și a ne trăi o viață normală. Una din aceste căi, din aceste capacități, este sistemul nostru imunitar. Sistemul nostru imunitar este pus în acțiune în momentul în care noi credem în vindecare. În momentul în care cineva are această lipsă de inspirație să spună că nu te poți face bine, ea inhiba sistemul imunitar. Adică eu îi blochez pur și simplu una din capacitățile pe care natura sau Dumnezeu, cine, depinde ce, cum gândești, la mod ateu sau la modul celălalt, indiferent cum gândești, pur și simplu, acest sistem imunitar trebuie să fie lăsat să funcționeze. N-ai voie să inhibi. Adică unul din instrumentele cu care tu ai fost înzestrat ca să te vindeci, eu ți-l blochez. Cine îmi dă mie dreptul ăsta? Și ce medicină fac eu în momentul ăla cu tine? Ai medicină? A? Eu ce spun? Și acum, ultima întrebare. Mă opresc aici, că știu că trebuie să mă opresc. Ok, ne oprim aici? Nu, am spus despre aici. Ok, atunci ultima întrebare este aceasta. Ce înseamnă creștinismul sau Dumnezeul Scripturii pentru dumneavoastră? Înseamnă acea inteligență care guvernează toate legile Universului. Ai făcut dumneata, te întreb, cele patru legi fundamentale prin care funcționează Universul? Legea gravitației, legea forțelor slabe, legea forțelor tare al nucleului și câmpul electromagnetic. Sunt patru legi la care tot Universul se supune și funcționează. Cine le-a făcut? Vreau să-mi spună și mie cineva. Dacă cineva îmi spune ce forță determină planetele să se învârte în jurul lor, în axul lor, eu atunci spun că e foarte bine, uite ce știu de partea în știință. Nu? Planetele se învârte în jurul Soarelui și așa mai departe, după flexia gravitației, lege perfectă, deschisă de Newton, foarte bine. Dar ele se învârte și în jurul axei lui. Ce forță e asta? Păi dacă n-am avea asta, noi n-am avea ciclicitatea zi-noapte, nu? Avem anotimpuri pentru că se învârte în jurul Soarelui, avem ciclicitatea zi-noapte pentru că se învârte în jurul Soarelui. Dar nu numai asta, iau electroni, iau orice mișcare. Nu există nimic în universul ăsta care este deasupra lui -273 de grade, care este zero absolut, care să nu fie în mișcare. Cine dă mișcarea asta? Să mi se spună, să mi se explice. Eu nu știu și uite, sunt naiv și vreau și eu să întreb. Așa v-am răspuns la atâtea întrebări. Poate răspunde și voi mie. De obicei când se pune întrebarea de unde vin legile naturii, ce am auzit eu de la sceptici, se spune că doar sunt o faptă brută. Există pur și simplu. Așa. Da, există în capul lor, poate să existe orice. Nu pot să folosesc termenul ăla. Vreau să fiu civilizat. Ok, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste răspunsuri. Acum am ajuns la final și, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc mult, domnule profesor, pentru generozitatea și pentru timpul acesta prețios pe care ni l-ați acordat. Apoi vreau să mulțumesc celor ce ne-ați ascultat și vreau să vă spun că, în descrierea acestui live, am pus link-ul la site-ul domnului profesor și la toate cărțile dumnealui și vă recomand să le accesați și să vedeți mai multe detalii. Și acum, la final, fiind invitatul nostru, domnule profesor, în încheiere aș vrea să ne spuneți ceva, cum vi s-a părut live-ul, cum vi s-au părut întrebările și la final aș vrea să adresați o întrebare specială pentru oamenii din generația tânără, în special, o întrebare care să-i pună realmente pe gânduri în privința scepticismului naturalist. Și cu asta o să încheiem. Păi, în primul rând, mi s-a părut că întrebările au fost foarte pertinente, că mi-a oferit șansa să răspund la foarte multe gânduri și ale mele și ale mata și poate și ale ascultătorilor. Nu știu câți oamenii ne-au ascultat. Și de fapt, e o întrebare. Unde ajunge emisiunea noastră? O să fie pe YouTube deocamdată.
Și acolo se poate accesa. Da. Cât privește acel gând pentru tineri, pot să spun doar atât. La anii tinereții, sfârșitul e departe. Un tânăr n-are timp să se gândească la final. Să gândesc că ea contă vârstă. Dar asta nu înseamnă că nu există. Atâta pot să spun. Noi nu suntem singuri în universul ăsta. Trăim într-un univers inteligent și ar trebui ca toate acțiunile noastre, indiferent de vârsta pe care o avem, să se înscrie în această inteligență universală. Vă mulțumesc din nou, domnule profesor, și mulțumesc tuturor pentru participare. La revedere și numai bine! Eu vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate și toate bune! La revedere!